Vă salut, stimați apicultori. Suntem în data de 2 august și a venit timpul să ducem stupe acasă și tot ziceam să vă arăt cum transportăm noi stupii. În special, mulți m-au întrebat cum transportăm noi stupii din stup și dacă putem dacă putem să-i punem unul peste altul. Pot să filmez, Slavic, aici pe remorca. Deci, în remorcă i-am căput 24 de stupi etajați. Dacă ar fi fost neetajați, ar fi încăput 36. Doar pe cei care n-am putut să-i dau catrele jos din piscina albine, au rămas așa. În rest, pot să filmez puțin așa să arăt, au rămas pe un cat plin. Albina a scăzut foarte tare din pricina floarei soarelui, uscătură, mierea groasă, a rămas albina lipită pe floare și aici mi-au căput 26, iar în după cel mai sunt 3 de stupi de lemn cu rame întregi, 56, ei sunt neetajați. Etajați nu mi-n cap așa. În total, cât avem? 77 de stupi. Acum, noi cu frânghii îi legăm în dreptul la fiecare 4 frânghii. Îi legăm și plecăm. Nu știu cât e clar să fie din... Ai cuprins așa să vadă de mort. Deci, ea că atât aducem noi odată. Asta am vrut să vă arăt eu legat de... Cred că nu e nevoie să vă arăt cum îi legăm. E clar că legăm, îi ducem încolo înapoi. Îi ducem pentru că aici avem tare mulți prigori. Gligori sau cum îi mai ziceți. Când vine seara și dimineața, o sumedenie. N-am văzut niciodată așa mult. Nu mai au ce mânca, îi săcită și la ei. La noi nici când nu mai plouă de acum de 2 luni de zile. Tot uscat în jur, s-a uscat tot. Ne ducem acasă, că suntem când de stimulat, să facem tratamente, tot ce este nevoie la stupi. Mai avem acasă stupii cu, nu știu dacă se vede cu lumină mai bine, avem acasă stupii cu roi, de fapt, și la roi avem o problemă că acolo a fost miere de mană multă și ar trebui să curățăm mierea cei pe cât e posibil și să punem sirop. Astea sunt lucrările pe care mai avem de făcut. Deja se întunecă, trebuie să ajungem acasă, că trebuie să mai facem încă o cale încoace la stup și înapoi. Vă doresc numai bine, sănătate mult!